Bună ziua! Ne aflăm în ferma domnului Alexis Pafitis, în comuna Făcău, județul Giurgiu, și îl avem alături de noi pe domnul Ciprian Robu, inginerul acestei ferme, căruia îi mulțumim pentru că ne-a acceptat invitația. Bună ziua! Domnule inginer, de câți ani lucrați în agricultură și ce suprafață lucrați aici la Făcău? În agricultură lucrez de aproximativ 11 ani. Și suprafața lucrată în această fermă este de 1250 de hectare. Știu că aveți o istorie lungă cu produsele TICMAC și aș vrea să ne spuneți ce produse ați folosit de-a lungul anilor. Cu produsele TICMAC lucrez de aproximativ 10 ani de zile. Am folosit aproape toată gama de produse TICMAC, începând cu fertilizarea de bază și încheiem cu ultima fertilizare, cea de la burduf, spre exemplu la cereale păioase. Am înțeles. Știu că ați folosit și din gama biorăstimulatorilor TICMAC. Ce produs ați folosit și în ce doză și în ce moment, dacă ne puteți spune? Am început cu produsul Genactis. L-am folosit acum 2 ani de zile pe o suprafață mai mică, cu rezultate bune. În anul 2022-2023 am folosit biostimulatorul Genactis pe 280 de hectare, cu rezultate foarte bune, cu un spor de producție de 450 de kilograme. Și anul ăsta am decis să cumpărăm produsul Genactis pentru toate suprafața de cereale păioase. Vă mulțumim pentru toată încrederea pe care ne-ați acordat-o în toți acești ani și vă urăm recolte bogate. Mulțumim! Mulțumim mult!